ziua! Astăzi vă invităm să ne însoțiți într-un tur ghidat cu o tematică foarte interesantă, locuirea în cetatea Sighișoarei. Numele meu este Bunescu Liza, sunt responsabil pe partea de comunicare în cadrul Fundației Mihai Eminescu Trust și am alături de mine un invitat pe măsura tematicii de astăzi. Bună ziua, numele meu este Peter Suciu, sunt ghid de turism și responsabil cu prezentarea ansamblului fortificat al cetății Sighișoara. Materialul de astăzi este parte a unui proiect în care Fundația Mihai Eminescu Trust este partener, un proiect care a obținut o finanțare nerambursabilă din timpul monumentelor istorice, un program care este coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, aflat în subordinea Ministerului Culturii. Proiectul în sine se referă la elaborarea documentației tehnico-economice pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a casei Șerbu, aflată pe strada Tâmplarilor numărul 9. Este vorba de un monument istoric categoria A din cetatea Sighișoare, sit UNESCO. Să pornim la drum! Pentru a pune un pic în valoare elementele legate de tematica proiectului, să începem cu o mică descriere a punctului de plecare, dacă tot încercăm să punem în valoare elementele importante. Faptul că adiacent turnului Cojocarilor avem sediul Fundației Mihai Eminescu Trust, da? Practic formând un corp comun cu aliniamentul de apărare. Suntem pe latura nord-vestică, o latură care asigura apărarea și care se caracterizează prin niște turnuri de apărare cu multe laturi în exterior pentru a asigura o ușurință în apărare. Și un lucru foarte interesant, avem tot așa adiacent o intrare secundară, așa numită târle. Este o caracteristică a arhitecturii medievale, pentru că în general intrările secundare erau apărate de două turnuri, da? Turnul Cojocarilor și turnul Măcelarilor, care sunt în proximitatea respectivei intrări secundare. Întregul ansamblu este locuit cel puțin pe bază de documente ce avem începând cu secolul 13. Acum, în cazul turnului Cojocarilor, știm că odată cu secolul 14 este menționată breasla care a devenit responsabilă cu sistemul de fortificare și de apărare și cu turnul în sine. Însă, date certe poate avem legate de construcția turnului începând cu secolul, între secolele 14 și 16 se construiește întreaga structură fortificată. Și, bineînțeles, se reface după marele incendiu din 1676. Și asta o să fie o caracteristică comună a majorității ansamblurilor care sunt intramuros, care sunt în incinta spațiului fortificat. Practic, după incendiul din 1676, foarte multe suferă modificări și dezvoltări într-o anumită direcție. Însă, ca și bază, avem construcțiile inițiale de lemn undeva la nivelul secolului 13 deja. Oprire este chiar în fața casei venețiene. Peter, de ce ne aflăm aici? Ne aflăm pentru că m-am gândit un pic să legăm arhitectura și timpul de locuire în secole, un pic și de denumirile actuale ale anumitor case din cetate, da? Ca de exemplu Casa Venețiană este denumită după forma încadramentelor de la fereastră, da? Arcul gotic dublu frânt, dacă ne uităm cu atenție la nivelul etajului 1 și la nivelul etajului 2, da?
Nu avem un singur arc frân, ci avem două, care are o istorie începând cu secolul 15. A fost, de fapt, o locuință turn. Dacă mergem la subsol, o să vedem tipologia beciului boltit, inclusiv cu piatră, da? La nivel de secol 15. În Transilvania avem destul de des întâlnit sau locuință turn, sau biserică turn. Însă, identitatea cea mai clară i-a fost dată în perioada secolului 16 spre 17, pentru că a fost proprietatea unui personaj preeminent al orașului, al lui Ștefanus Man, care a îndeplinit numeroase funcții în ierarhia de conducere, inclusiv judecător egal, membru marcant al Breslei Aurarilor. Iar povestea este foarte interesantă, pentru că, subliniem, este o poveste, este legată de faptul că și-a cunoscut soția în timpul cât a fost calfă călătoare. Iar s-a îndrăgostit la Veneția, s-au căsătorit, soția l-a urmat, da? Iar povestea spune, în ideea de a-și mulțumi soția, a adăugat modificările respective constructive, care s-au păstrat până în ziua de astăzi, da? Practic, ultimele intervenții sunt la nivelul secolului 19, da? Și asta ne arată un pic continuitatea asta. Deci vorbim de la secolul 15, casă tip turn, da? O particularitate specifică în Transilvania, sau casă sau biserică, și până la nivelul secolului 21, când astăzi este instituția comunității, adică formei juridice de reprezentare a comunității germane, Forumul Democrat al Germaniei din România, și are sediul în această casă reprezentativă. Ne aflăm în fața intrării școlii gimnaziale care ține de liceul Iosef Haltri și ne-ai spus, Peter, că aici a fost de fapt o stradă. Ne poți relata mai multe? Da, am vrut un pic să punctăm și evoluția arhitecturii urbane și dezvoltării. Deși au existat anumite planuri inițiale de construcție, tot timpul au avut loc evoluții diferite. Deci în spatele nostru este turnul cu ceas, care de fapt marchează intrarea sudică în cetate, da? Iar actuala intrare în spațiul și ansamblul care ține de școală a funcționat până la nivelul secolului 19 ca și mică stradă cu o denumire foarte frumoasă și haioasă, strada Rățuștelor, da? Mai avem la capătul ei piața Rățuștelor. Piața, da? Rățuștelor. Un pic impropriu spus stradă, pentru că sunt de fapt ulițe, da? Spații înguste care se pretau doar la transportul cu carul. Și limba germană are o definire foarte clară a acestui tip de mijloc de legătură, se numește gase, nu se numește strase, da? Și asta era Entengessen, care lega piața aceasta cu piața Rățuștelor. Ulterior, în secolul XIX, școala, dezvoltându-se ca instituție, s-a construit această clădire, care de fapt este internatul liceului din Deal și care asigura cazarea tuturor elevilor care veneau din spațiu adiacent orașului pentru a urma cursurile școlii. Și asta ne arată un pic o evoluție de la modelul medieval spre partea mai modernă, mai urbană, și schimbarea structurii medievale a cetății. Ne aflăm în piața cetății. Ne-ai spus, Peter, că acest element era aproape, existența lui era aproape obligatorie în orice cetate, fiind folosit ca punct de întâlnire, dar și... Păi, în primul rând, putem să-l asimilăm cu așezarea rurală. Este vatra satului, este punctul de pornire de unde se construiește. Reprezintă un loc de întâlnire, reprezintă spațiul unde, în epoca respectivă, se țineau târgurile meșteșugărești și avea loc schimbul economic. Și atunci reprezenta inima oricărei așezări. Este mai mult sau mai puțin central vis-a-vis de structura întregii cetăți, un pic modificată începând cu secolele 15-16, adică adăugându-se aliniamentul acesta de case, care inițial nu au existat. De ce? Pentru că în spatele acestui aliniament avem biserica, care bineînțeles că era elementul care complecta
arhitectura specifică medievală. Existau două elemente care defineau în epoca medievală acest spațiu. Faptul că era un punct de întâlnire, cel puțin o dată pe săptămână, odată cu primirea dreptului de a organiza târg între meșteșugar, țăran și negustori. Bineînțeles, și sub forma unui concept un pic diferit, ea a avut o evoluție de-a lungul secolelor. Odată cu secolul XV avem aliniamentul acesta de case care ne ascunde astăzi ieșirea spre biserică, faptul că majoritatea piețelor medievale europene păstrează până astăzi în caracteristică pe una dintre latura avem biserica, da? Și bineînțeles să nu uităm și ca punct de atracție, pentru că în general în piețele publice trebuie menționat aveau loc fie execuții, fie avem așa numitul stâlp al infamiei, instituția de a care a funcționat foarte mult în epoca medievală. Iar putem concluziona prin faptul că dezvoltarea urbană de-a lungul secolelor a avut tot timpul în atenție și s-a dezvoltat începând cu zona centrală, cu zona de piață, de la centru spre periferia fortificațiilor. Pentru că analizând un pic și structura arheologică, din punct de vedere arheologic, găsim majoritatea construcțiilor care înconjoară astăzi piața pe toate laturile, au cel puțin elemente de secol 15 documentat, mai ales la nivelul subsolului. Suntem într-un spațiu care definește modelele de oraș medieval, se păstrează relativ puține în ziua de astăzi față de multitudinea lor. Sunt așa numitele ganguri, da? Spații de trecere între diferitele alineamente stradale. Noi suntem practic pe străduța, pe ulița Mănăstirii, da? Pentru că intramuros am avut trei mănăstiri, iar existau așa numite treceri de legătură între ulițe, da? Definite prin ganguri. Avem încă în topica populară, se numește Gosloch, adică loch înseamnă gaură, Gos se numește după proprietarul acestei case vechi, deci cunoscut, să spunem, la nivelul de ultimă sută de ani. Numărul lor era foarte mare, dar prin evoluția urbanistică a orașului s-au redus. O să mergem și o să vă mai arăt unde existau asemenea aliniamente. Pe strada asta, la două case, de exemplu, mai exista un gang care a fost modificat și practic a fost închis odată cu secolul XIX și nu și-a mai păstrat funcția. Asta este una dintre trecerile care este funcțională și în ziua de astăzi. Practic, funcția de astăzi este uzuală. De ce? Pentru că leagă spațiul actual al cetății. Gangul de legătură merge spre actualul sediu al primăriei, da? De fapt, construcția cea mai monumentală în spațiul cetății, fosta prefectură. Și atunci, ideea de utilitate se păstrează până în ziua de astăzi, de a face legătura între spațiul central al cetății și una dintre laturi. Casa cu șindrilă, despre ce este vorba? Este vorba despre acest ansamblu, care păstrează încă foarte bine până în ziua de astăzi, în special dacă ne gândim la zona acoperișului și la zona etajului, mă refer la ferestre, modelul arhitecturii din Renaștere, da? Inclusiv dacă ne gândim că odată cu incendiul din 1676, ideea de a păstra un acoperiș de lemn reprezenta o amenințare permanentă, însă ea a supraviețuit foarte bine. Din nou avem, dacă mergem de la subsol, undeva de secol 15, diverse evoluții, secolul 17-19, iar astăzi este relativ bine conservată și restaurată și ne arată din nou un pic tipologia vieții cotidiene, da? Pentru că, în general, toate spațiile intramuros se caracterizau prin prezența meșteșugarilor. Sighișoara a fost un oraș meșteșugăresc și atunci ideea de fortificație a apărut pentru a se apăra, dar relativ la dimensiunile din epoca respectivă, o parte a comunității a locuit aici. Și atunci și ideea spațiului central era pentru desfacerea produselor, nu? Prin organizarea târgului săptămânal, iar marea majoritate a locuitorilor au fost la bază meșteșugari, care însemnau un anumit statut social.
spre așa numitele case de patricieni. Asta însemnând că după câteva generații, prin acumulare materială, se schimbă și statutul social. Iar schimbarea statutului social se reflectă și în arhitectura respectivă, pentru că beneficiind de venituri mai mari, bineînțeles că s-au reflectat și în modelul constructiv. Fără însă să spunem că distrus într-un fel, ci doar adaptat la epoca respectivă. Acum, din punct de vedere social, dacă privim lucrurile și comparându-le cu zilele de astăzi, nu era chiar așa o bucurie să locuiești în spațiul cetății, pentru că nu existau, dacă ne referim la secolele 17 sau 16, facilitățile și utilitățile care sunt astăzi, în special canalizare. Da? Dacă ne gândim un pic la modelul medieval, putem observa că ce este astăzi făcut prin pavaj, canalizarea era la suprafață. Da? Și atunci și incidența foarte mare a bolilor, pentru că vorbim și anul ăsta în contextul unei epidemii. Chiar dacă vorbim de secolul 21, epidemiile, în general în epoca medievală, au avut ca și cauză modelul de igienă specific. Și de asta locuirea în cetate nu a fost totdeauna caracterizată de confortul specific de astăzi. Da? Existau așa numitele bariere legate de, dacă pornim de la pavaj, de la alimentarea cu apă, canal și așa mai departe. Am ajuns așadar la casa cu cerb. Care este povestea ei? Da, este poate cea mai reprezentativă în ziua de astăzi. Putem să o definim ca și ansamblu, pentru că de fapt pornește începând cu secolul 15, foarte bine evidențiat la nivelul subsolului, și este un amplasament care a comprimat mai multe parcele de locuințe cu evoluții începând cu secolul 15 și terminându-se practic cu sfârșit de secol 17, când avem și inscripția în limba latină, da, ar proprietarului din epoca respectivă, ea este denumită cumva popular, dacă vreți, casa Weinrich Bacon, pentru că e legat de proprietățile respective, dar sunt de fapt patru proprietăți care s-au unit, nu? Și tot așa foarte reprezentativ avem intrarea adiacentă ei, care de fapt era un culoar de trecere. Exact ca și Goslow. În același amplasament, cumva paralel sau dacă vrem față în față, da, pentru că ne aflăm pe actuala strada școlii, este clădirea magistratului. Asta legând-o din nou de viața cotidiană, despre care mi-ai provocat să-ți povestesc, aici avea loc judecata. Să nu uităm că Sighișoara a dobândit dreptul unui scaun de judecată, dacă vrem putem să-l asociem astăzi cu ideea unui tribunal, da? Aflându-ne pe aceeași treaptă juridică. Da? Și aici aveau loc procesele respective. În general, curtea de judecători era reprezentată totdeauna de doi judecători. Ulterior, casa a devenit un ansamblu mai mare, adăugându-se diverse elemente, și a funcționat la sfârșitul secolului XIX ca și primărie. În special în momentul în care s-a constituit comitatul. Da? Deci, practic, este definitorie construcția și prin prisma vieții cotidiene despre care povesteam, nu doar prin ținerea târgurilor și prin susținută activitate economică, ci și prin activitatea juridică de importanță, da? Sighișoara fiind centru scăunal, da? Și atunci din nou apare acest rol important de a împărți cu dreaptă măsură judecata, da? Și instituția ei fiind reprezentativă la nivelul cetății. Și acolo mai era un pasaj, da? Care lega, de exemplu, strada școlii cu ulița școlii cu ulița Tâmplarilor. Unde este corpul ăsta de clădire? Exista un pasaj. Ca și intrarea în cetate astăzi, care o vedeți cu două pasaje, de fapt a fost un singur pasaj. Pasajul din partea stângă. În general, în epoca medievală, se construiau doar un singur pasaj. Nu era chestia dublată de traficul de astăzi. Da? Doar unul singur și cam în general. Păi noi astăzi ne punem întrebarea de ce spațiul britanic este diferit de Europa.
dar are o legătură foarte clară și foarte strânsă. De ce? Pentru că lasă liberă folosirea mâinii drepte pentru luptă, pentru apărare. Asta este ideea circulației. Asta, de fapt, este casa Fabricius, da? Este între casa Paulidius și Pacon, da? Și în interior, că de asta speram să fie acces dacă mergem, vedem, de fapt, clădirile cum sunt construite, iar spațiul ăsta de 2-3 metri lățime este, de fapt, un pasaj de trecere. Uh-huh. Deci, de fapt, era o străduță de trecere. Da? N-am știut că au evoluat în așa măsură încât s-a închis tot accesul. În ce perioadă s-au închis? În general, în secolul XIX. În secolul XIX, toate trecerile astea, sau dacă erau prin intermediul unei construcții sau așa, s-a încercat folosirea cât mai mult a spațiului. Uh-huh. Da? Și aici s-a construit peste, da? Pentru că este doar, dacă ne uităm, se vede lumina, câțiva metri mai în spate este deschis. S-a construit doar peste partea inițială a pasajului. Nu? Dar scopul lor în epoca medievală era foarte bine definit. Posibilitatea de a trece repede pe toate alineamentele ulițelor și ajunge foarte repede la fortificații dintr-o parte în alta, deci un strict scop militar. Da? Doi, accesul foarte ușor în caz de incendiu, pentru că incendiile reprezentau amenințare în epoca respectivă. Prin structura constructivă și mai ales prin faptul că până la sfârșit de secol XVII, foarte multe clădiri erau acoperite cu lemn. Case. Dar nu erau din piatră, din cărămidă? Da, acoperișul era din lemn. Ah. Înțelegi? Și focul se răspândea prin modelul constructiv compact, da? Da. Când ai foc, și astăzi, Doamne ferește, dacă ia foc, știi cum arde, zici că nu e adevărat. Legate, erau legate unele dintre ele, da, și modelul, nu se putea... Modelul constructiv era legat. Nu exista, ce tehnologie exista în epoca respectivă să stingi incendiu. Exista comunitatea care se ajuta reciproc. Dar la un asemenea incendiu de amploare, nu făcea față. Practic, incendiul din 1676 îl putem asocia cu una dintre cele mai mari dezastre ale orașului. Da. Pe lângă faptul că a fost asediat și cucerit și ocupat, da? Putem să-l asimilăm cu o calamitate care, din punct de vedere material, a ținut orașul pe loc până s-a refăcut, până s-a redezvoltat. Din punct de vedere uman, nu au fost pierderi multe de vieți omenești, undeva poate 20 de persoane, însă, din punct de vedere material, toate construcțiile au ars. De la nivelul acoperișului, bineînțeles, arzând acoperișul, se prăbușește în interior, da? Și atunci tot ce era inflamabil și în cadrul ansamblurilor locuite, bineînțeles că a ars. Exista pe vremea respectivă puz, pud și așa mai departe. De asta nici nu avem la nivelul de detaliu, mă refer hartă, decât odată cu cucerirea austriacă. Deci când Transilvania devine parte integrantă a Imperiului Habsburgic, apar primele reguli și reglementări și apar și primele planuri foarte, în primul rând, pe fond militar, da? Pentru că se păstrează până astăzi foarte de mare acuratețe planurile militare, da? Și după aceea, mergând în detaliu, până la, să spunem, rotund 1700, nu am avut. Exista o anumită logică, dar nu o logică cu o rigoare foarte aplicată. S-a încercat, în general, să nu se depășească și să nu se iasă în evidență. Și dimensiunea și modelul arhitectonic totdeauna nu s-a caracterizat, mai ales în spațiul transilvan, prin într-o foarte puternică manifestare a bunăstării. Pentru că asta s-a reflectat legat de viața cotidiană. Până târziu a existat regulamente inclusiv de îmbrăcăminte. Și familiile patricienilor, pentru că familiile nobiliare, de exemplu Weinrich Bacon, este clar că era o familie cu un anumit statut, în cadrul comunității germane erau numite familii de patricieni. Și exista ca și o regulă nesrigsă să nu etalezi
în mod ostentativ bogăția, da? Și atunci avem și modelul arhitectonic și putem merge până la modelul de îmbrăcăminte, da? Care sugera, de exemplu, să poarte doar o bijuterie, una, un anumit tip de material, un anumit croi, un anumit tip de pălărie, dar nu ostentativ. Și de asta regulile, în general, din punct de vedere arhitectonic, cred că au mers mai mult pe chestiune practică și pe a copia. Odată cu venirea austriecilor, da, atunci avem și atunci începem să avem și influența austriacă, adică barocul. Da? Noi avem avantajul, Sighișoara, că păstrează foarte mult din medieval, cu puține elemente baroce, însă Sibiul, devenind capitala Principatului Transilvaniei, se transformă în baroc, pentru că are influența puternică a imperială. Ajungem din nou într-un punct care evidențiază din nou ideea asta de locuire și de importanță simbolică, da? Cum spuneam, am avut ideea de locuire, am avut ideea de business, de meșteșug, am avut ideea de reprezentare juridică. Avem și o particularitate inedită și poate singulară, da? Scările școlarilor. Scările acoperite, care ne indică importanța a două instituții care țin de viața cotidiană a oricărei comunități. Biserica și școala. Odată cu trecerea la luteranism, da? Și traducerea Bibliei din limbile greacă-latină în limba vorbită, în limba germană, a apărut legătura asta intrinsecă cu școala, dintr-un motiv foarte simplu: dacă vrei să citești Biblia, trebuie să înveți să citești. Da? Și atunci importanța școlii. Și asta ne arată din nou ca spațiu de locuit și ca spațiu simbolic, da? Ce a reprezentat biserica și școala. Biserica, primele forme undeva de la secolul 12-13, terminat în secolul 15, școala în perimetru superior începând cu sfârșit de secol 16, început de secol 17, iar particularitatea inedită este faptul că scările sunt acoperite, lucru care determină ca elevii să participe la cursuri, indiferent de starea vremii, cum s-ar spune, da? Plouă, ninge, bate vântul, mergem la școală, educația este importantă. Da. Am ajuns la finalul turului nostru și vrem să aflăm de ce ai ales acest loc ca punct terminus al... Păi m-am gândit să existe o continuitate între modelele de locuire inițială, între spațiu fortificat și evoluția în secole. Și am zis să terminăm micul nostru tur cu un ansamblu foarte reprezentativ pentru oraș, adică putem spune cu mândrie, este un ansamblu proiectat și construit sub îndrumarea lui Fritz Baltes. Este un arhitect sighișorian cu o mare contribuție la început de secol 20 în arhitectura transilvană, cu multe lucrări într-un timp relativ mic și care ne certifică și ne identifică un pic evoluția asta de la spațiu medieval mic, îngust, larg, până la arhitectura de început de secol 20, da? Cu elemente de art nouveau, cu spațialitate, cu luminozitate. Da? Practic, demonstrând până în ziua de astăzi evoluția și continuitatea, da? Vieții de zi cu zi, chiar dacă astăzi numărul locuitorilor în perimetru fortificat este relativ mic, dar există viață cotidiană. Da? Și atunci putem lega și din punct de arhitectonic un pic evoluția asta. Suntem pe aliniamentul fortificat și de aici avem o privire asupra ultimului ansamblu despre care am povestit, care se caracterizează și printr-un element de decor specific, da? Care reprezintă pe fluierașul din Hamelin. Este cumva o legătură cu o poveste specifică medievală, da? Orașul Hamelin se confruntă cu invazii de șobolani, ca să scurtez povestea, iar soluția este găsită de un tânăr care are un dar deosebit de a cânta la instrumentul muzical fluier și care cu ajutorul acestui instrument reușește să scape orașul de plaga șobolanilor, după care se întoarce să-și încaseze răscumpărarea uriașa sau
bonusul uriaș promis de comunitate care era foarte stresată de viața cotidiană cu așa de mulți șobolani. Comunitatea, văzând simplitatea metodei de eradicare, nu a fost de acord să plătească. El se întoarce într-o zi de duminică, cântă altă melodie și este urmat de toți copiii. Da? Iar noi am continuat un pic povestea, legând un pic de Transilvania, da? Tot căutând ieșirea din peșteră. Au ieșit la un moment dat, iar din grupul respectiv s-a format, este cumva o poveste romanțată a colonizării comunității germane în Transilvania. Dar zidurile sunt vechi, nu? Nu sunt. Păi, în general, procesul fortificării începe cu secolul XIV, se încheie undeva pe la nivelul secolului XVI. Zidurile sunt toate și turnurile. Se reface totul după incendiu, iar modificările de substanță precum dispariția drumului de strajă, dispariția unor turnuri. Da, mai erau turnuri. 5 turnuri au dispărut. Astea sunt, în special în secolul XIX, când apar alte nevoi. Tavajul. Da, este doar în secolul XIX. Uh-huh. Cum era înainte? Pământ, pământ, pur și simplu? Da. Deci nu era, cum spuneam, din punct de vedere al habitatului de locuit, din punct de vedere al confortului cu care suntem noi astăzi obișnuiți, epoca medievală nu se caracteriza printr-o foarte mare zonă de confort. Da? Pentru că nu existau condițiile respective. Existau 6 fântâni publice. 6 fântâni? Da. În perimetru fortificat, da? Care în primul rând aveau rolul de a asigura apa în caz de asediu, dar și apa de zi cu zi. Și atunci, bineînțeles că, vorbind în contextul modern, da, nu era la nivel de secol 17, să spunem, ca și exemplu, nu exista un lux deosebit de a... Dar trebuie să ne raportăm și la modelul urban și de viață care exista în epoca respectivă. Spuneai că la un moment dat s-a deplasat centrul aici comercial. Da, au existat momente în care orașul s-a dezvoltat. Și atunci s-a mutat piața datorită lipsei spațiului și creșterii importanței târgului săptămânal, s-a mutat în orașul de jos. Ca și consecință directă, într-un anumit interval de timp, refer de-a lungul anilor, au migrat meseriile, afacerile din spațiul fortificat în spațiul orașului de jos. De ce? Pentru a fi mai aproape de piață, pentru a asigura un acces mai ușor la comercianți și la țăranii care veneau din zona adiacentă. Pentru a repopula în epoca respectivă cetatea s-a dat o lege care definea faptul că fiecare meșteșugar, adică fiecare meserie, fiecare afacere care revine în perimetrul fortificat este scutit timp de 7 ani de taxe. Uh-huh. Da? Au existat mișcări respective, da, este un bun exemplu, și în epoca medievală, nu doar ca și astăzi, în epoca modernă, dar... Gur de tragere, da. Practic impropriu, multă lume folosește gur de zmoală. Da. Dar astea sunt, de fapt, gur de tragere pentru a da forță săgeții. Aha. Există o întreagă dezbatere în spațiu public, în cadrul specialiștilor. Vă să ne gândim, practic, unde încălzeai zmoală. E impropriu. Acolo însă, sus nu prea, nu? Nu. Adică n-aveai cum. Era clar. Și atunci sunt constituite și ca formă și construite de așa natură încât dă velocitate săgeții care coboară cu foarte mare forță. Da? Utilizând atracția gravitațională, lovind în inamic. Da? Practic, dacă vrei, putem să o asemănăm cu o cătare de pușcă. Da? Dă o direcție foarte clară săgeții. Și imprimă și forță.